Bună tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare în ce privește relația dumneavoastră de cuplu, să vedem, să descoperim împreună ce sentimente are persoana iubită, prin ce trece în momentul de față, ce gândește despre dumneavoastră. Pentru zodia Pești, luna sau ascendent în zodia Pești. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei dragi, să vă gândiți la o persoană dragă vouă, da? Și să descoperim împreună ce simte această persoană pentru dumneavoastră. Pentru toți abonații mei, haideți să... Dacă vă deranjează sunetul campanei tibetane, vă recomand să dați volumul mai încet. Aș dori să purific energiile și să elevez vibrațiile. Cei născuți în zodia Pești, care au luna sau ascendent în zodia Pești, ce simte persoana iubită, ce simte această persoană pentru dumneavoastră, ce gândește, prin ce trece în momentul de față. Haideți să vedem, dragii mei dragi. Wow, niște cărți ascunse aici. Această persoană, să știți că are planuri de viitor pentru dumneavoastră dacă nu sunteți căsătoriți. Dacă sunteți căsătoriți, acestei persoane se simte, această persoană se simte norocoasă că vă are în viața sa. Această persoană este de încredere, este sinceră, este onestă. O persoană, văd aici cu brunețică, cu tenul măsliniu, văd că se organizează să vină spre dumneavoastră, să facă primul pas, cu un ajutor, cu un sfat, să vă stea alături sau chiar să vă doneze să vă facă cadou o floare, da? Văd că e o persoană muncitoare și caută soluții, idei pentru a începe ceva cu dumneavoastră. Va veni o idee, vă va spune, vă va invita undeva, vă va spune ceva, da? Adică în ce privește cu dumneavoastră. Văd că este o persoană iubitoare, este de încredere, este gentilă această persoană. Este și inteligentă, este o persoană stabilă, își face planuri de viitor, are răbdare, are o inimă mare, să spunem, sau poate chiar dumneavoastră sunteți această persoană, dar văd că se gândește la o căsătorie cu dumneavoastră și dorește să plece la drum cu voi sau dorește să treacă la un alt nivel cu dumneavoastră, va lua o decizie înțeleaptă. Se preocupă, da, și de aceea caută soluții, idei și de aceea văd că va planifica, nu știu, poate să vă căsătoriți cu acte dacă nu sunteți căsătoriți, dar își dorește echilibru, își dorește armonie cu dumneavoastră, dorește ceva stabil. Poate alții dintre voi, această persoană, persoana dragă vouă, se gândește la un proiect. Se gândește să înceapă să studieze sau să înceapă să sau caută soluții ce privește proiectul care îl are, jobul său, cariera sa. Se preocupă pentru acest lucru. Vi se spune să oferiți încredere divinității că această situație văd că se va echilibra. Dacă treceți printr-un dezechilibru în căsătoria noastră sau în relația noastră, văd că va fi iluminată cu lumina divină pentru a se vindeca această relație, dacă au fost dezechilibru sau neînțelegeri. Să știți că văd că dacă vi se spune să iertați și dacă veți ierta cu timpul, va veni pacea în viața dumneavoastră, da? Poate s-au întâmplat anumite nedreptăți, poate această persoană are un copil sau dumneavoastră aveți un copil în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn sau această persoană în acest semn zodiacal. Poate ați fost nedreptățiți și văd că această persoană caută soluții pentru a duce la normal relația noastră. Caută soluții pentru a echilibra această situație, da? Pentru alții dintre voi.
Văd că cineva se sacrifică. Văd că această persoană se sacrifică pentru relația cu dumneavoastră, pentru căsătoria cu dumneavoastră. Cred că e vorba despre dumneavoastră să vedeți lucrurile din altă perspectivă, pentru că a ieșit spânzuratul și este cartea noastră a Zodiei Pești. Vi se spune că e nevoie să vă schimbați modul de a vedea lucrurile, să vedeți dincolo de aparențe, să nu vă pierdeți prin detalii, dar prin detalii mărunte, să vedeți dincolo de această situație actuală, să vă imaginați că sunt posibilități incredibile în ce privește această situație în momentul de față prin care treceți, da? Poate printr-un blocaj, dar este un moment de pauză și este un moment de a reflecta, de a medita, de a vă da seama cât sunteți de special. Da? Sau poate va trebui să reformulați anumite proiecte, să schimbați, să luați decizii înțelepte în ce privește anumite proiecte sau această relație în care sunteți. Vi se spune să vă dați seama că sunteți de unici și să începeți să acționați, da? Să puneți în serviciu talentele dumneavoastră și unicitatea dumneavoastră, da? Pentru că sunteți persoane sensibile, sunteți persoane care vedeți lucrurile dincolo de aparențe, sunteți persoane empatice. Vi se spune să aveți încredere că acest blocaj prin care trece sau nedreptăți care vi s-au făcut, cu timpul se vor clarifica, da? Șaptele de bețe aici, văd, e posibil. Vi se spune să vă reluați puterea înapoi, să vă faceți respectați, să aveți mai multă încredere în propria persoană. Pentru că văd aici această nedreptate care s-a întâmplat, sau această persoană i s-a făcut o nedreptate, se simte sacrificată în suferință. Și văd că și-a pierdut încrederea în propria persoană sau în această relație. Au fost sfide, au fost provocări. Sau poate dumneavoastră ați fost provocați. Îngerii îți transmit să ai încredere în tine, pentru că îți vor da forța a spune nu dacă nu este corect pentru tine, dacă nu ți se pare corect pentru tine și ți se spune să îți protejezi ce ai construit, să-ți protejezi familia, să-ți protejezi această căsătorie sau această relație. Aici văd că e nevoie de rezolvat de anumite documente, să puneți la punct anumite documente. Sau aici poate cineva are probleme cu justiția, un proces sau un divorț și în momentul de față este blocat sau vezi, această persoană dorește să blocheze acest divorț și caută idei, soluții, planifică. Sau poate această persoană trece printr-un conflict interior, da? Și nu știe cum să acționeze, cum să procedeze. Dar șapte de bețe vi se spune și să vă protejați ce ați construit până în momentul de față. Regele de spade, un semn, un bărbat, un semn de aer gemeni în balanță, vărsător sau nu, un bărbat care lucrează într-o instituție aici, un expert, un profesionist, o persoană inteligentă care vă poate ajuta, cu care veți intra în contact sau cu care va trebui să comunicați, să vă faceți respectați în principiile, în valorile dumneavoastră. Sau aici această persoană se axează foarte mult pe cariera sa și poate e mai detașată, mai distantă, dar este și foarte logică și... Sau ai nevoie să vorbești cu o persoană cu o anumită profesionalitate care are un alt mod de a se, de a vorbi, de a comunica, un alt mod de a vedea și vă poate aduce anumite idei, poate vă poate da o idee sau poate dumneavoastră sunteți mai puțin disponibil emoțional și va lăsa cu rece această situație. Aș dori să folosesc și acest oracol, să vedem ce va face această persoană. Ok.
Este obsedată de dumneavoastră, nu vă poate lăsa, vă privește, vă caută pe rețele de socializare, vă spionează, se gândește la dumneavoastră, această persoană nu vă poate renunța la dumneavoastră, da? Nu reușește să vă uite, nu reușește să... Nu... Simte, are sentimente pentru dumneavoastră, să știți. Și își face planuri de viitor. V-am spus, caută soluții. Are visuri de viitor, caută soluții la problemele dumneavoastră și văd că vă veți face planuri de viitor împreună, să vă căsătoriți chiar sau să aveți o relație de lungă durată. Și văd că veți face un pas înainte, veți trece la un alt nivel, dragii mei pești. Dar aici cineva nu are frică să-și deschidă inima. Aici cineva nu mai dorește să-și expună emoțiile sau sufletul pentru că e frică să nu mai sufere. Da? Văd că cineva dore această persoană sau dumneavoastră poate doriți să fiți prieteni înainte și prin prietenia, prin această zonă a prieteniei să creșteți iubirea. E ca și cum doriți să faceți pas după pas, să nu vă aruncați, nu doriți să vă aruncați cu capul înainte. Doriți înțelegere, armonie, doriți să fiți înțeleși și înțelese, doriți să comunicați ca niște prieteni, da? Nu mai doriți să vă certați, să vă scandal sau nu mai doriți conflicte, nu mai doriți instabilități. Și vreau să vă spun că această relație va duce la o relație de căsătorie, la o relație de lungă durată, la o relație care va dura în timp, la un angajament pe termen lung, v-am spus, veți dori să vă căsătoriți sau văd că veți aprofunda mai mult această relație și veți fi fericiți, vă veți simți foarte bine împreună, în propria noastră piele. Văd aici cineva care se căsătorește. Această relație duce la căsătorie, dragii mei peștișori. Sau este o relație de căsătorie unde văd o compatibilitate și o fericire din partea ambilor. Foarte frumos, mă bucur pentru dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru Zodia Pești, pentru cei care au luna sau ascendent în Zodia Pești. Mulțumesc! O, ghidare spirituală. Să știi că scopul vieții tale e a învăța pe ceilalți vindecarea și spiritualitatea. Deci, dumneavoastră, serviciul nostru e să ghidați pe ceilalți, să-i ajutați să se vindece, să le stați alături, e un scop al vieții dumneavoastră, să le stați aproape, aveți un har, aveți un talent, sunteți o ghidare spirituală pentru cei și o persoană înțeleaptă, da? Dragii mei, eu vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul. Este gratuit și în acest mod ne vom întâlni în etalările viitoare. V-am pupat, la revedere, sănătate!